găsit, dragilor! Am plecat să ne încărcăm cu energia unei noi experiențe. N-am plecat singură, am plecat cu George, fără de care nu plec în nicio deplasare, și cu Florin. Hai și voi cu noi! Ne îndreptăm spre Znagov. Am găsit aici un concept de farm spa care ne oferă cazare, relaxare și mâncare cu produse de la propria fermă. Sună bine, nu-i așa? Am ajuns, dragilor, în locul care ne îndeamnă la relaxare și la conectare cu natura și, atenție, locul care se află la o aruncătură de București, mai exact la aproximativ 30 de kilometri. Eu, una, am simțit energia bună de aici, de îndată ce am coborât din mașină, însă vă invit și pe voi să veniți cu mine să descoperim tot ce găsim aici și să simțiți și voi energia bună. Minunăția se află pe un vechi sit arheologic din Neolitic. Fondatorii au considerat că aici există o energie pozitivă, motiv pentru care au creat o pensiune, un centru spa, dar și un spa medical bazat pe medicină integrativă, unde cei cazați au acces la terapii precum meditație în salină, meditație prin sunet sau ședințe de mindfulness. Pentru cazare au ridicat 5 căsuțe noi făcute din piatră. Și cât de cochetă este terasa aceasta mică și, după cum vedeți și văd că și la următoarele căsuțe, pentru că ele sunt 5 în total, văd că toate sunt decorate de sezon și anume de toamnă. Îmi place foarte, foarte mult culoarea de la ușă, de la fereastră. Forma căsuței este diferită. E interesantă, de fapt, și este făcută din piatră. Încă un lucru pe care, iată, îl descoperim după atâtea cazări văzute, care reușește să ne surprindă, dacă n-am mai văzut. Hai să vedem cum arată interiorul. Este minunată, îmi place tare mult și îmi plac culorile calde, pastelate. Se vede că, se simte de fapt că au fost alese tocmai pentru a ne relaxa. Văd aici două uși. Aici este o cabină de duș, tot din piatră, pentru că am spus, aceste case pe care urmează să le vedem împreună sunt făcute din piatră și în mare parte din materiale refolosite, nefinisate, cât mai natural totul, din dorința de a fi cumva zero waste, dar o să aflăm mai multe. Aici e pasul de toaletă și un lavoar din piatră foarte interesant. Îmi place tare mult. Bun, și să descoperim. E partea de bucătărie, pentru că dacă alegeți să veniți aici să vă relaxați, aveți și varianta fie să mâncați la restaurant, fie să vă gospodăriți singuri, astfel că aveți bucătărie complet utilată, cu geamuri frumoase, cu priveliște. Aici este partea de dormit, un dormitor cu un pat în piatră. La etaj, alt dormitor, e o mansardă deschisă care are două paturi duble. Și ce să mai e? Locuri de relaxare, de stat pur și simplu și de pus ordine în gânduri. Dar ce îmi place mie cel mai mult la această primă căsuță este această grădină intimă și liniștitoare. Hai cu mine! Aici, în partea dreaptă, avem o parte de o zonă de spa, deși există și un spa real cu tot felul de tratamente, cu tot felul de terapii, cu tot felul de, nu știu, ce vă puteți imagina. Însă aici e partea de spa mai rustic, cu saună din lemn, cu jacuzzi din lemn, cu balansoare, cu tot felul de spații de relaxare. Și mă opresc la această casă, care este diferită de celelalte, este rotundă și este formată din două apartamente, fiecare pentru două persoane. Bine ați venit în această căsuță! Este frumoasă, cochetă, potrivită pentru două persoane, cu chicinetă, cu baie și priveliște spre grădina din spate, care am văzut eu că ascunde o comoară. Hai să vedem împreună!
Flori, cea care a creat acest loc, a fost director economic. Însă această meserie nu îi mai aducea satisfacție, își dorea cumva să facă ceva mai feminin. Astfel că, împinsă de această dorință, dar și de o depresie, a reușit să-și strângă puterile și să clădească acest loc atât pentru sufletul ei, pentru că ea spune că acest loc a vindecat-o, dar și pentru sufletele noastre. Ajutată și de Ciprian Șipoș, cel care i-a fost alături și care a conturat visul ei prin design aprobat de natură, adică design care folosește numai materiale în formă brută și naturale, a reușit să pună bazele unui loc iubit de natură și de noi, cei care îi călcăm pragul. Deci nu avem wabi-sabi aici, nu? Este un fel de wabi-sabi, dacă te duci, că e orice crăpătură, dar crăpătură nu neapărat închegată, ci arătată. Ok. Este naturalul arătat în formă pură. E o clădire, dacă e să o luăm pe wabi-sabi, are riduri și e faină. Are crăpături și sunt foarte mișto. Și atunci arăt, este în lipsa perfecțiunii, ca să zic așa. Singura perfectă eu consider că e natura. Și atunci am zis, bă, hai să vedem naturalețe. Material brut, ce înseamnă până la urmă un material reutilizat. Eu nu zic elemente vechi, eu le zic preiubite. Ce îmi place. Și atunci iau un articol, că e de bazar, că e găsit undeva, că e salvat, că e reinterpretat, că iau un lemn pe care îl tai vechi și pun un picioruș de metal sau lucrez cu lucrurile. Iau piatră brută și atunci s-a lucrat foarte mult manual. Avem de-a face cu materiale naturale, avem de-a face cu alte tipuri de izolații, cu lemn recuperat, cu zero waste, da? Te-ai lăsat inspirat din natură, înțeleg eu. Mult. Cel mai mult. Cel mai mult. Ce altceva te-a inspirat? M-a inspirat asta după aceea, de cât avem nevoie ca spațialitate. Eu mai lucrez și cu formulele Lilliput Smart Spaces, ceea ce înseamnă un spațiu cu dublă funcție, triplă funcție sau patru funcții pe un metru pătrat. Cum avem aici, sunt băi care e o baie, nu mai e o baie, sunt trei. E tri funcție. Chiar am văzut și foarte interesant. Trei oameni pot folosi spațiul în același timp. Avem lavoarul în exterior. În exterior, toaleta și dușul. Care știu că despre lavoar are și o formă la care, pe care tu ai gândit-o, nu e pusă acolo așa la întâmplare, nu? Nu, este cișmeaua ca să te facă să dai mai încet și să devii atent la acest gest. Dimineața este prima dată ai contact cu inima. Apa când descurge în palme formează o inimă. Primul și de acolo lucru începe care vedem și primul dimineața. Gest de recunoștință. Și aici avem o piațetă, mi-ai spus mie câte ceva despre acest loc, mi se pare tare interesant conceptul. Deci este o piațetă din care cei care vin, se cazează aici, pot să cumpere? Da, este piața zero deșeuri, ca să zic așa, de unde poți să vii să scântărești, să-ți pregătești, pui acolo în cutie și ai consumat pe un cartonaj, noi ne ocupăm și poți să-ți gătești în casă. Ce facem este controlăm deșeurile și controlăm și risipa alimentară. Luăm resturi și le reconvertim ori pentru fermă, pentru animale sau facem compost. Ce mai e, multe sunt din fermă, pregătim brânza, se pregătesc tot felul de lucruri aici, sau producători locali, sau ne ocupăm încât să nu avem plastice, deșeuri, materiale pierdute. Și tu poți să-ți iei la niște pechei, ca și cum te-ai duce la piață, îți iei și îți pregătești ce vrei tu. Ouăle de la găinile din fermă. Deci ouă de la găinile din fermă, știu că aveți și văcuțe aici. Da. Uite, încă un concept care ne surprinde și pe care nu l-am mai întâlnit până acum. Ne place tare mult. Bănuiesc că și mâncarea de la restaurant în mare parte sau atât cât se poate este tot bazată pe produse de la fermă, nu-i așa? Este cu produse de la fermă sau mai sunt produse locale? După ce am înțeles cum stă treaba cu mâncarea, ne-am îndreptat spre partea relaxantă a zilei. Am început cu nițel Tai Chi. Caracteristica Tai Chi-ului este că aduce atât mintea cât și sufletul și corpul fizic în prezent și duce la creșterea capacităților mentale, liniștirea emoțională și, bineînțeles, creșterea capacităților de efort ale corpului fizic. Am învățat câteva mișcări de bază și apoi am continuat cu o terapie prin sunete. Apoi am făcut o ședință de mindfulness într-o salină. Ceea ce facem aici, o să punem sunet. Și atunci tu, de fapt, asculti sunetul, atât. Nu faci și nimic. Mă ajută ca eu să intru în starea de mindfulness, adică prezență, dar să fiu prezentă. Respiri,
Da? Suntem în salină și atunci respiri, nu modifică nimic. Normal? Normal, perfect normal, doar respiri. Ești conștientă că respiri și atât, nu modifică absolut nimic, doar respiri. Simplu și natural. Hai cu sunete. Hai cu sunete. Eu sunt conștientă că respiri. Și în timp ce respiri, asculți. Atât. Conștientă că respiri și asculți. Alex încheie experiența mea cu relaxare aici, pregătită de masaj și pe ponton, pe malul lacului. Și sper din suflet că v-am inspirat și pe voi. Sunt Cristina Șeulean. V-am pupat!